genul programului pamflet. Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-am regăsit. Am văzut că căile ferate nu sunt căutate. Au fost 3 trasee scoase la licitație, numai aici, la noi, în județ. Și nu s-a prezentat nicio firmă privată să le... Bun, asta cu privatizarea de închiria, dacă aici este... anormal de vorbit despre privatizare. Asta cu închirierea șinelor, liniilor de cale ferată, închirierea curselor, este o mare hoție. Este un furt pe față și cu legea în mână sau cu ordonanța de guvern în mână, niște oameni fac foarte mulți bani. Asta este o bătaie de joc la adresa cetățenilor care doresc să circule cu trenul și o bătaie de joc la adresa bugetului țării și o bătaie de joc în general. Închirierea liniilor de cale ferată, sunt câteva companii în țară care au sprijin politic și care iau liniile de cale ferată, bagă niște gioarse de locomotive și de vagoane. Eu am văzut, am mai spus la emisiunea aici, că am văzut câteva, în special la Pașcani, niște vechituri, cred că de la înființarea liniilor de cale ferată în Statele Unite, nu în Europa, niște vagoane vechi, ponosite, niște locomotive vechi, ponosite, care nu știu în primul rând dacă ele asigură siguranța călătorului și a celor care operează pe mijlocul de transport. Și băieții ăștia deștepți fac niște curse, Pașcani, să zicem, Bicaz, da? Și ele circulă cu un călător sau fără niciun călător, ideea că primesc de la stat subvenție. Și fac cât mai multe curse din astea, indiferent dacă au sau nu au călători, și primesc bani pentru asta, da? Deci este o chestiune penală, asta este penală. Câțiva responsabili din Ministerul Transporturilor, dacă am fi o țară cât de cât normală, ar face pușcărie, pentru că este imposibil ca aceste închirieri de linii de cale ferată să nu fi fost date contra șpagă. Deci este penal. Acum, încă... Păi și nici în aceste condiții, văd că nu vin, da, aici. Da, probabil că nu mai au aia încă 3 gioarțe să le aducă, da, la Suceava. Încă n-au mai importat de la Muzeul Căii Ferate din Hamburg. Probabil că n-au mai închiriat de acolo niște vagoane să le plimbe pe aici, pe la Suceava, pe la Proști. La Pudna, eu țin minte când eram tânăr, când eram adolescent, mergeam găști de băieți și fete cu trenul și chiar era foarte frumos. Era foarte frumos pentru că este peisajul foarte frumos și când erai cu gașca, ce făceai? Beai, da? Așa, te pupai cu fetele, le înghesuiai prin colț pe acolo și când ajungeai acolo la Pudna, mai trăgeai o băută, te mai pupai cu fetele, dimineața te trezeai mahmur, mai trăgeai o băută, te mai pupai cu fetele și până veneai cu trenul acasă și te pupai cu fetele și trăgeai o băută, asta făceai. Și erau călători. S-ar aduce foarte mulți turiști, pentru că turiștii despre care vorbește conducerea Consiliului Județean că vin la Suceava cu milioanele, dar numai în rapoartele oficiale în statistici, în minciunile lor, turiștii ăștia nu, din tagma turiștilor nu fac parte numai proprietarii de buticuri din Botoșani, Iași și Neamț sau directorii de instituții din Botoșani, Iași și Neamț. Ar trebui să facă parte și elevii și studenții, care nu toți au mașini, nu toți au bani de acasă, nu toți părinții lor au funcții și nu toți părinții lor fură. Și sunt mai sărăcuți. Și segmentul vor și ăsta să... nu e deloc nu, și vor să vină și ei la Suceava. Păi dacă n-au o mașină, cu ce să vină? Cu avion? Nu-i avion. Vin cu trenul, cum era Iași, Pudna și mai mergea și până la Brodina și o zonă foarte frumoasă. Și ar veni niște tineri, își mai pun acolo un cort, mai cumpără de la buticul din colț un rachiu, mai cumpără o găină de la mătușa Saveta sau cine-i pe acolo, știi? Adică s-a mișcat lucrurile și acolo. Pentru 2 trenuri. Nu este foarte greu să pui 2 trenuri. Calea ferată există, încă mai există încă acum, mai există. Încă mai există, n-au venit minoritarii să o iasă de aia la fier vechi. Nu le dai plătești idei. Un casier așa cu... Nu, dar nu, se uită minoritarii care fură fier vechi la noi. Plătești un casier, un mecanic acolo și un nașpe. Ce e așa mare cheltuială?
Acum, dacă au venit elvețienii la putere, ar trebui ca cetățenii din Putna, și nu doar din Putna, și din alte localități care au nevoie de tren și care cred că pot atrage turiștii dacă sunt repuse trenurile în circulație, ar trebui să meargă la domnii parlamentari elvețieni, ăștia la USL, că ăștia sunt elvețieni acum, mai noi, și să-i roage să facă demersuri la Ministerul Transporturilor, să repună trenurile în circulație și să mai facă acolo rugăminte să roage să-i aresteze pe aia care au închiriat liniile de cale ferat. Pe aia care le-au dat și pe aia care le-au luat. Să-i aresteze pe toți. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai